Doamne ajută fraților și surorilor! În videoclipul de astăzi vă voi prezenta episodul 4 al dogmaticii ortodoxe, adică voi prezenta Histodologia, Pneumatologia și Eclesiologia. Histodologia. Primul aspect al Histodologiei este plinirea vremii. Plinirea vremii înseamnă ca să fie plinite condițiile pentru ca Fiul Dumnezeu să se nască la timpul cuvenit ca omenirea să se recunoască, să-L primească. Plinirea vremii a fost vestită încă în Protoevanghelie. Dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, acesta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Facerea 3 cu 15. Femeia care îți vei capul, adică capul șarpelui, este Fecioara Maria, urmașa Evei, care avea să întrupese pe Fiul lui Dumnezeu. Toată omenirea aștepta, prorocii vesteau, timpul și locul. Toate acestea trebuia să fie cunoscute de întreaga omenire, dar nu întregii omeniri, nu întreaga omenire putea să perceapă venirea Fiului lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a ales pe Avram din seminția sa să nască Fecioara Maria, ca să dea trup Fiului Dumnezeu. Da, apropo de Avram, Avram a fost ales de Dumnezeu datorită bunătății sale și milosteniei pe care o arăta față de slugile sale, și i s-a arătat chiar Dumnezeu în prima teofanie de la Stejarul Mavrii, unde Sfânta Treime a apărut în chipul a trei oameni, stau trei îngeri. Astfel, la bătrânețe, Dumnezeu i-a dăruit un fiu și ca să vadă credincioșia față de Dumnezeu, a cerut să aducă jertfă pe fiul său Isaac. Avram a evitat a spune: Doamne, te ascult în toate, dar să ucid pe fiul meu nu pot. Însă Avram și-a arătat credincioșia, drzenia în a apăra măreția, dreptatea, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, astfel încât a pregătit totul pentru jertfa fiului său, încât își zicea: dacă Dumnezeu mi l-a dat și vrea înapoi în chipul acesta, este dreptul lui Dumnezeu. Căutând să ducă jertfa până la capăt, Dumnezeu îl oprește. Văzând dragostea, credința lui Avram, l-a socotit pe Isaac ca jertfa cea curată a credinței lui Avram, iar în locul lui este adus jertfă un berbec. Acesta le prezintă pe Fiul lui Dumnezeu, deci nu este adus omul jertfă, ci s-a adus un miel care se încurcase cu coarnele într-un tufiș în locul lui Isaac. Isaac fiind prototipul lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Din acest popor al lui Avram se va naște Fecioara Maria și ea tot din părinți bătrâni, cum s-a născut Isaac, urmașul lui Avram. În timpul acesta, plinirea vremii, deci, a însemnat rătăcirea morală care ajunsese la apogeu și faptul că întreaga omenire aștepta o eliberare din robia stricăciunii și a morții. Al doilea aspect al histologiei, pregătirea omenirii pentru venirea lui Mesia. Aici avem o pregătire dublă, o pregătire a poporului ales și o pregătire a neamurilor. La poporul iudeu, omenirea a fost pregătită de Dumnezeu de când l-a ales pe Avram, astfel încât să facă prin el un popor și prin seminția lui să se binecuvânteze toate neamurile pământului. Dumnezeu însă va sta în legătură cu Avram și cu urmașii săi. El înnoiește legământul cu urmașii lui Avram, adică cu Isaac, fiul său, și cu nepotul său Iacob, și cu toți frații lui Iacob, din care se creează cele 12 seminții lui Israel. Numărul 12 este simbolic, fiind o sinteză a lumii, care se va menține și la apostoli. După această chemare a lui Avram, urmează în etape Moise, cu cortul sfânt, templul sfânt și prorocii. După aceste etape, este etape de pregătire al venirii lui Mesia, astfel încât prorocii vor indica în mod precis locul, împrejurările și momentele în care va putea fi recunoscut Fiul lui Dumnezeu. La popoarele păgâne, reprezintă cea de-a doua pregătire pentru venirea lui Mesia. Astfel încât la popoarele păgâne, prin filozofi, poeți, se va întruni ideea unui Dumnezeu unic sau treimic. Acest Dumnezeu unic sau treimic va putea fi regăsit la Platon, în lumea ideilor, prin teza, antiteza și sinteza, și unele religii care vorbesc de un Dumnezeu principal, cum ar fi brahmanismul, shintoismul și daoismul. Profeții și filozofii clasici sunt cei care prezintă lumea lui Mesia la porele păgâne,
Iar ca să vină Mesia, era nevoie de un canon care să vină. Mesia nu putea să vină într-o lume păgână care pierduse din revelația primordială în marea parte și nu mai avea o autenticitate a revelației primordiale. Bun, aspectul al treilea al Hristologiei îl reprezintă cauza întrupării Fiului Dumnezeu. De ce oare din Sfânta Treime s-a întrupat doar Fiul? Mai întâi pentru că după chipul lui a fost făcut omul și toate s-a făcut prin el. Deci Iisus Hristos a venit să refacă filiația noastră a omenirii, iar Tatăl prin Fiul a făcut lumea văzută și nevăzută și l-a desfășurat în Sfântul Duh. De aceea avem pe Fiul lucrător cu Tatăl și cu Duhul Sfânt la facerea lumii. Și vedem acestea în cuvântul lui Psalmistului. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Pentru că, la fel cum spune Sfântul Irineu de Lyon, Tatăl are ca mâini pe Fiul și pe Duhul Sfânt în mod spiritual. Fiul trebuia să se întrupeze, deoarece, prin întrupare, își păstra atributul de Fiu și astfel nu că amestecau părțile personale între persoanele Sfintei Treimi. Fiul lui Dumnezeu devine Fiul omului, noul Adam. Adam a fost cel din tâi om creat după chipul Fiului, dar noul Adam este superior vechiului Adam, pentru că dacă în vechiul Adam s-a moștenit păcatul, stricăciunea și moartea, noul Adam, care este Dumnezeu desăvârșit, acestea toate se înnoiesc. Întruparea Fiului este bine ancorată în Sfânta Scriptură. Mai mult decât atât, Fiul s-a întrupat pentru că prin jertfă avea să răscumpere omenirea din păcat și din moarte. Al patrulea aspect al Hristologiei reprezintă profețiile mesianice. Profețiile, deci, cum am spus în primul episod legate de dogmatica ortodoxă, sunt acelea prezicere a unor evenimente care urmează să se întâmple în viitor și despre care nu se poate ști în ce condiții normale, fără descu în ce condiții normale se pot întâmpla fără descoperire dumnezească. Profeții au împlinit toate profețiile mesianice lăsate de profeți, s-au împlinit la timpul lor. Al cincelea aspect al Hristologiei reprezintă unirea ipostatică, motivul și modul unirii. Ce este unirea ipostatică? Unirea ipostatică putem defini ca unirea între cuvântul sau Fiul lui Dumnezeu și firea omenească, între cuvântul sau, adică cuvântul întrupat, logosul întrupat sau Fiul lui Dumnezeu și firea omenească. Iar acel ipostas s-ar traduce prin persoană sau persoană unică. Hristos Dumnezeu a luat din Fecioara Maria firea umană. Ce a luat din firea umană? A luat întreaga fire umană, adică trup și suflet. A luat afectele naturale, frica și foamea, dar trupul său nu a moștenit păcatul strămoșesc al lui Adam. Firea omenească este asumată cu trup, cu suflet, cu afecte, dar fără subiect separat. În persoana unică a Mântuitorului sunt două firi, dar un singur subiect. Că nu putea să fie și Dumnezeu și om cu două subiecte. Că nu putea să fie persoană dublă. Persoana este unică, persoana Dumnezeului Fiu, aceasta este persoană. Astfel, unirea lui ipostatică s-a făcut în patru chipuri. Neîmpărțit, adică nu se împarte ipostasul între firea omenească și firea dumnezească, nedespărțit, neamestecat, adică sunt distincte, dar nu se amestecă între ele, și neschimbat. Consecințele, al șaselea aspect al Hristologie reprezintă consecințele unirii ipostatice. Consecințele unirii ipostatice sunt privitoare la minte, sunt privirea cu mintea, cu inima, cu credința, cu rațiunea a persoanei divino-umane, a Fiului Dumnezeu întrupat. Și anume acestea sunt concomitente, adică comunicarea însușirilor, adică firele comunică între ele prin ipostas. Firele fiind unite în mod natural, comunică între ele. Firele comunică prin intermediul ipostasului unic. Firea mai slabă, cea omenească, se îmbogățește la cea mai puternică, adică firea dumnezească.
De aceea se atribuie firii omenești însușiri Dumnezei și firii dumnezeiești însușiri omenești, datorită faptului că ele comunică. Al doilea aspect este îndumnezeirea firii omenești. Firea omenească este străbătută de luminile și perfecțiunile firii dumnezeiești până la perfecțiune. O perfecțiune în ea însăși, o modificare a firii, o lărgire a firii, o ieșire a firii din condiția umană. Avem temeiul scripturistic spus de Sfântul Apostol Pavel, adică a luat firea noastră cea omenească și a îndumnezeit-o pe ea. Pentru că este îndumnezeită, firea omenească rămâne constantă în bine. De aceea, a treia consistență este lipsa de păcat. Lipsa de păcat nu este neapărat o virtute. La Maica Domnului, lipsa de păcat, lipsa adică de păcate personale, a fost o virtute. La Mântuitorul Hristos, Fiul Său, nu este o virtute, ci este o imposibilitate. Pentru că păcatul înseamnă o împotrivire față de Dumnezeu. Întrucât subiectul celor două firi, dumnezeiască și omenească, este Fiul Dumnezeu, el nu putea să fie împotriva sa însuși. Impecabilitatea sa este absolută. Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu întrupat, nu putea să păcătuiască. Însuși Mântuitorul exprimă aceasta. Ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, în Evanghelia către Ioan: cine dintre voi mă vădește de păcat? Ioan 8, 4, 6. Al patrulea aspect este faptul că lui Iisus Hristos se cuvine o singură închinare. Aceasta decurge din faptul că firea omenească împropriată de ipostaz dumnezeiesc al Fiului, se face părtașă la toată demnitatea Fiului. Închinarea se adresează persoanei, nu se adresează firii. Astfel că firea omenească s-a făcut părtașă după cele două firi care sunt ipostași, lucru subliniat de Sfântul Apostol Pavel în epistola către Filipeni: într-un numele lui Isus Hristos, tot genunchiul se plece al celor cerești, al celor pământești și al celor de dedesubt, să mărturisească toată limba că Domnul este Isus Hristos, întru slava lui Dumnezeu. Filipeni 2, 10-11. Când vorbim de Isus Hristos, deci vorbim de Logosul întrupat, care are cele două firi. Fecioara Maria este născătoare de Dumnezeu, pentru că ea naște pe Fiul lui Dumnezeu cu trup. S-a întrupat ipostasul dumnezeesc al Fiului. Ea naște cu trup pe Fiul, dându-i din trupul său, ea naște după trup pe ipostasul dumnezeesc al Fiului. De aceea, Fecioara Maria rămâne deasupra celor îngerești, un vas sfințit al lui Dumnezeu. Ea însă se sfințește prin întruparea Fiului. Un următor aspect al Hristologiei reprezintă mântuirea, cu cele două sensuri, mântuirea obiectivă și mântuirea subiectivă. Să definim întâi mântuirea. Mântuirea este salvarea din robia păcatului și a morții, a omului căzut. Această salvare nu pornește de la om, ci de la Dumnezeu, care este atotputernic. Dumnezeu, voind să salveze pe om, îi aduce mântuirea obiectivă din partea sa. Dacă mântuirea obiectivă este una generală, din care omul trebuie să se adapte, să se ancoreze, vom vorbi despre mântuirea subiectivă, care are alt aspect decât mântuirea obiectivă. Mântuirea obiectivă. Din moment ce omul nu putea salveze singur, inițiativa aparține lui Dumnezeu. Mântuirea are corespuns planului Dumnezeu. Astfel, mântuirea accentuând iubirea lui Dumnezeu față de oameni. Mântuirea obiectivă trebuia să privească mai multe aspecte. Prin păcat, nu numai că a despărțit Dumnezeu, numai că s-a despărțit omul de Dumnezeu, dar amărăția dumnezeiască a fost diminuată în conștiința oamenilor, astfel încât refacerea legăturii între Dumnezeu și oameni nu era posibilă decât cu participarea atât a lui Dumnezeu cât și a oamenilor. Mântuirea obiectivă se realiza prin jertfa lui Dumnezeu întrupat. Astfel, mântuirea obiectivă o putem defini ca acea mântuire generală sau izbăvire generală a omenirii din robia păcatului și a morții prin întruparea, viața, patimile, moartea, învierea și înălțarea Domnului la cer, cu care se încheie actul mântuirii obiective. Astfel, mântuirea obiectivă sau răscumpărarea are trei direcții: de jertfă, ontologic și recapitulativ. Direcțiile privesc pământul și cerul, Dumnezeu din cer, omul de pe pământ. Dumnezeu fiind dătățenie de om după păcat, în primul aspect de jertfă, Dumnezeu întrupat, își îndreptează opera sa răscumpărătoare cu firea omenească tratată. În aspectul ontologic, avem direcția îndreptată de Fiul Dumnezeu întrupat către toți oamenii, că noi suntem cuprinși toți în firea omenească a lui Iisus Hristos, care prin firea asumată din Fecioara Maria ipostazează pe toți, în sensul că ne face pe toți părtași la perfecțiune firii divine. Aspectul recapitulativ nu este îndreptat numai către firea noastră omenească, ci către toți ca subiecți.
Astfel, el ne recuperează la faptul că își reînnoiește drumul său mântuitor obiectiv cu fiecare dintre noi, deoarece fiecare dintre noi suntem cupriși în el și atunci moștenim în el ceea ce l-a moștenit. Bucuria comuniunii cu Dumnezeu, cu semenii, bucuria primii voi sale cele sfinte și bucuria de a constitui toți că suntem parte din aceeași ramură și cu toți o familie a lui Dumnezeu după har. Mântuirea subiectivă și condițiile în general. Mântuirea subiectivă este acea hrănire în fructarea omului în mod personal din roadele mântuirii obiective pe care le crește în sine prin libertate și lucrare. Cuprinde două aspecte, unul subiectiv care pornește de la om și o latură obiectivă a mântuirii subiective. Astfel încât putem defini mântuirea subiectivă ca însușirea personală a roadelor mântuirii obiective prin har, credință și fapte bune. Prima condiție a mântuirii este harul și aceasta este o condiție obiectivă. Că nu ne putem mântui singuri. Mântuirea, deși subiectivă, este darul lui Dumnezeu. Această condiție a harului prin pentru mântuirea subiectivă pare că vine de la Dumnezeu într-un mod direct, încât acesta vine de la Dumnezeu, dar și prin lucrarea omului. Ce trebuie să facă omul ca să primească harul? Harul nu vine la sine, de aceea lucrarea mântuirii subiective se petrece în biserică. Dacă mântuirea obiectivă își încheie etapele sale cu înălțarea Domnului la cer, unde a săruit firea noastră omenească, mântuirea subiectivă este prin biserică. Căci împlinind răscumpărarea cu firea noastră omenească la cer, Fiul Dumnezeu, după făgăduința ta apostolilor, trimite Sfântul Duh în chip de lim de foc la cinzecime și întemeiază biserica. Astfel, dacă Hristos a rămas cu trupul la cer, stând de la Tatălui, întemeiază biserica după făgăduința făcută. Apostolii pe care i-a ales, i-a investit acum prin voia Tatălui puterea de a continua lucrarea sa în lume. Omul, acceptând harul cu voia sa, își activează puterile sale lăuntrice. Aceasta este credința, activarea puterilor lăuntrice și de acum înainte credința face o legătură intensă cu Harul, o legătură lucrătoare continuă cu Harul. Din această lucrătoare continuă a credinței cu Harul izvorăsc faptele bune care aparțin omului și lui Dumnezeu. Acestea sunt condițiile subiective ale mântuirii personale. Credința și faptele bune. Harul bate la ușa omului, îl dobândim, dar Harul poate rămâne nelucrător. Harul se activează de puterile omului, respectiv de voință, rațiune și simțire, adică puterile sufletului. Aspectul de jertfă a răscumpărării. Aspectul de jertfă, deci acesta este un alt aspect al Cristologiei, cuprinde două elemente. Ascultarea Domnului și moartea sa pe cruce. Dumnezeu a zis lui Adam să nu mâncați din pom, nici să vă atingeți de el ca să nu muriți. Dar Adam nu a făcut ascultare. Fiul lui Dumnezeu a făcut ascultare 100% lui Dumnezeu, până și jertfa sa de pe cruce a reprezentat o ascultare 100% lui Dumnezeu, înseamnă că, a însemnat că Fiul lui Dumnezeu întrupat și nemuritor primește totuși să moară cu trupul pentru noi oamenii, astfel încât această moarte pentru oameni este dreaptă, deoarece este pedeapsa pentru păcatul lui Adam. Și faptul că Iisus Hristos a luat firea noastră nemuritoare, nu a luat firea care era înainte de păcat nemuritoare, a luat firea noastră cuprinzând afectele care au intervenit în fire după păcat. Luând firea muritoare, aceasta este dusă până la moarte. El se lasă omorât de cei muritori și lăsându-se omorât plătește prețul răscumpărării noastre. Aspectul recapitulativ al jertfei Mântuitorului, un alt aspect al Hristologiei. Dacă față de Dumnezeu vedem prin aspectul de jertfă răscumpărarea, este înălțată până la Tatăl, pentru că jertfa de sfârșit în înviere și în înălțare de-a dreapta Tatălui. Ce consiste această înălțare a firii omenești de-a dreapta Tatălui? Păi consiste este că dă valoare ontologică a jertfei sale. Înălțind firea omenească de-a dreapta Tatălui, în mod potențial, ne înalță pe toți de-a dreapta Tatălui. Și aici vedem rostul afectelor în firea omenească și eficiența ontologică a morții, jertfii și învierii Mântuitorului. Firea omenească a Mântuitorului Hristos era plină de rănile păcatului, dar nu numai răni. El vindecă rănile păcatului prin învierea sa și din morți, firea omenească devine ușoară și pătrunsă de tot harul Dumnezeu, astfel încât nu mai lucrează să primească afectele de durere care au lucrat până la moarte. Prin moarte și prin înviere, firea omenească este izbăvită de durere, este izbăvită de toate imperfecțiunile, este ridicată la cel mai înalt grad posibil. Firea omenească este acum plină de harul și puterea lui Dumnezeu. Și ultimul aspect al Hristologiei reprezintă aspectul recapitulativ. Răscumpărarea are și un aspect recapitulativ, care se referă la orice om ce are posibilitatea
să se ridice la cea mai mare înălțime. Aspectul iaptului înseamnă că Hristos ne cuprinde pe toți și ne cuprinde într-un mod plenar, cuprinde pe fiecare în parte și pe toți deopotrivă. El devine un nou Adam, un nou începător al neamului omenesc. Dacă în Adam toți am moștenit păcatul, stricăciunea și moartea, în Hristos o să moștenim răscumpărarea care dă viață, adică Harul lui Dumnezeu, prin care toți avem în Dumnezeu rădăcinile noastre. Bun, și am uitat să mai spun despre treptele mântuirii subiective. Treptele mântuirii subiective sunt chemarea, îndreptarea propriu-zisă și sfințirea. Chemarea, astfel încât pentru a primi harul este o condiție să-l dorim, să credem. Harul este prima condiție. Harul există legat de noi din exteriorul nostru. Harul ne îmbie să-l căutăm pe Dumnezeu, să credem în el, să-l acceptăm cu mintea noastră, cu inima noastră. Pregătirea îndreptării înseamnă o fază premergătoare. Este aceea în care omul își dorește legătura cu Dumnezeu, urcușul către Dumnezeu, își dorește mijloacele prin care să ajungă la Dumnezeu. De aceea, pregătirea propriu-zisă este legată de aducerea la cunoștință a milostivirii lui Dumnezeu care ne cheamă la mântuire și aceasta se face prin propovăduire. Nimeni nu s-a botezat și apoi a crescut în Dumnezeu. Omul este cuprins de entuziasm, de dorință, de bucuria despre Dumnezeu, dar acesta este un ideal, o împărtășire anticipată de dragostea lui Dumnezeu și nu o relație propriu-zisă cu Dumnezeu. Este ceea ce exprimă în fiecare zi când în prima zi când s-a coborât Duhul Sfânt, când Petru a propovăduit celor 3.000 de oameni și care au rămas foarte copleșite cu întru Petru, care le spune, mântuirea este acum, aproape de voi, pe acest Iisus, Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. El a adus mântuirea. Îndreptarea propriu-zisă, a doua etapă a mântuirii respectivă. Îndreptarea propriu-zisă începe cu botezul, primirea darurilor Duhului Sfânt și cu Sfânta Împărtășanie. Cel ce vine la botez trebuie să se unească cu Hristos, trebuie să se unească cu cel ce a adus harul. Harul aparține ființei dumnezești. Este coborât de la Tatăl în Fiul, în umilitatea Fiului și de aici este împărtășit în Sfintele Taine prin Sfântul Duh. Dar harul pe care îl primește omul aduce prezența Sfintei Treimi, relația cu Treimea, acesta este marea taina creștinului. Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a întrupat în Duhul, s-a vestit de înger, s-a crezut în lume, s-a propovăduit între neamuri și s-a înălțat în slavă. Prin înălțare înalță firea noastră și ne trimite harul Duhului Sfânt. De aceea noi avem prin har prezența Sfintei Treimi. Energia dumnezească este comună celor trei persoane. Prin har noi avem prezența treimică înăuntru nostru. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. Noi primim trupul lui Hristos, unde este trupul lui Hristos, este și Tatăl, este și Duhul Sfânt. Relația noastră este atât de vie cu Sfântul Treime prin cele trei taine care noi ne încorporăm în trupul lui Hristos, care este El însuși Biserica. Și a treia etapă, Sfințirea. Omul eliberat de patimile sale trăiește o relație de comuniune cu Dumnezeu aproape nestingherită. Nu este lipsit de ispite, dar ispitele sunt acum atât de slabe asupra omului că nu le mai simte. Trăiește o bucurie a eliberării de patimi, ispitele sunt reduse, astfel încât omul este într-adevăr liber. Rugăciunea sa este continuă. Dumnezeu trăiește în el și el trăiește în Dumnezeu într-o comuniune continuă. El trăiește mai mult veacul viitor decât veacul acesta trecător. Este acea stare în care se exprimă Sfântul Apostol Pavel. Eu nu mai trăiesc, am părăsit veacul de acum. Hristos trăiește în mine. Astfel încât mintea este permanentă conectată la cer, despărțită de toate deșertăciunile timpului trecător și a lumii deșarte. Și omul contemplă pe Dumnezeu, trăind o bucurie negrăită, dincolo de cuvinte, dincolo de imagini, într-o lume a cerurilor, într-o lume a cerului. Astfel încât, totuși, niciodată în istoria Bisericii nu s-a proclamat ceva cine sfânt din viață, oricât de sfânt ar fi fost. Primii creștini se numeau sfinți. Ei se numeau sfinți pentru că trăia Hristos în ei, nu pentru că erau fără de păcat. Așa, da, și dați la Hristologie, da. Am venit să mai vorbesc despre întreita slujire a Mântuitorului. Întreita slujire a Mântuitorului se referă la cele trei aspecte ale activității mântuitoare a lui Iisus Hristos, adică chemarea profetică, slujirea arhierească și demnitatea împărătească. Ele au fost prefigurate încă din Vechiul Testament, ca profet Moise, ca împărat Saul, David, prototipul Mântuitorului, și ca arhiereu Aron și Melchisedec. Mântuitorul ca persoană divină umană împlinește el singur și întruchipează cele trei misiuni, activități, slujiri pe care le-au avut și din Vechiul Testament. Chemarea profetică. Profeții au pregătit venirea lui Mesia, i-au vestit cum se va naște în chip minunat dintr-o fecioară, adică profetul Isaia, unde se va naște în Betlehem, profetul Mihaia.
când se va naște profetul Daniel, ce nume va purta profetul Zaharia, toate au fost prezise de profeți. Cum am mai spus, profeții erau persoane alese de Dumnezeu cu o viață curată, chemați să împlinească un rol al lui Dumnezeu de mijlocitor către oameni care primeau o revelație precisă. Slujirea arhierească. Slujirea arhierească este centrul întreitei slujiri. Dacă prin chemarea profetică în misiunea aceasta Mântuitorul descoperă oamenilor venirea mântuirii și cheamă la mântuire, prin slujirea arhierească Mântuitorul Hristos reface legătura între Dumnezeu și om. De aceea el este arhiereul suprem. Dacă arhiereii Vechiului Testament aduceau jertfă, jertfa lor era exterioară și valoarea jertfei era limitată. Aduceau o împăcare exterioară a oamenilor cu Dumnezeu. Jertfa pe care aduce Hristos ca arhiereu nu este exterioară, ci este directă. Se aduce pe sine jertfă, este jertfitor și jertfă. Dacă jertfa arhiereilor vechi se aducea în fiecare an, el nu are nevoie să aducă jertfă de mai multe ori, ci aduce jertfa o singură dată. Jertfa sa are caracter expiator și prisositor. Expiator înseamnă că jertfa sa este de ajuns pentru păcatele tuturor din toate timpurile și din toate locurile. Prisositor, adică copleșitor de păcatele noastre. Nu putem greși câtă valoare are jertfa Domnului. Nu putem noi greși câtă valoare are jertfa Domnului. De aceea nimeni nu să nu se deznădăjduiască, spune Sfântul Apostol Pavel. Cu jertfa sa ca arhiereu, el nu rămâne pe pământ, ci străbate cerurile și ne suie prin jertfa sa pe noi înaintea cerului. Sfântul Apostol Pavel subliniază, el nu are nevoie să aducă zilnic jertfă ca arhierei, întâi pentru păcatele lor, apoi pentru ale poporului, căci el a făcut aceasta, odată pentru totdeauna, aducându-se jertfă pe sine însuși. Evrei 5 cu 27. Prin jertfa se unește cerul cu pământul, pentru că unește firea omenească cu firea dumnezească în ipostasul lui și el devine ca arhiereu, mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, cum spune și Sfântul Apostol Pavel în 1 Timotei 2 cu 5. Căci unul este Dumnezeu, unul este și mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Iisus. De ce subliniază omul Hristos Iisus? Pentru că este jertfa, pentru că jertfa este a umanității. Demnitatea împărătească. Aceasta se vedește prin faptul că devine biruitor prin patimile, moartea, îngroparea și învierea sa. Pentru ce devine birui, peste ce devine biruitor? Peste păcat și peste moarte. Această biruință este veșnică, deoarece el este împărat al împăraților. Demnitatea împărătească nu este vădită de ajuns în timp, ci ea se va vădi la sfârșitul veacului. El a început să exercite demnitatea împărătească de la învierea sa, de la pogorârea la iad, pentru că a biruit împărăția morții, a sfărâmat încheieturile iadului, a slobozit pe strămoși și a intrat în ceruri cu strămoșii și cu tâlharul. Împărăția sa a cerut, dar ea nu este de plin vădită. Împărăția sa se va vădi la dreapta judecată când binele se va despăzi de rău și Iisus va fi unic împărat ca soare al dreptății și va lumina pe cei chemați la viața cea veșnică. Este demnitatea supremă prin care arată biruința asupra răului. Toate slujirea lor său în a înțelege mântuirea noastră și a o vădi în conștiința și viața noastră. Așa, da, și să mai vorbesc despre persoana Mântuitorului în raport cu Sfânta Treime. Ce prezăm la Sfânta Treime? La prezăm în rând ființa. Adică ființa este unică, nu se schimbă niciodată. Ea rămâne identică aceeași, ființa nu aparține sie și aparține persoanelor. Ființa divină nu este ceva astral. Ființa divină, noi spunem că este personală, dar nu este unipersonală, ci este tripersonală. Ființa divină aparține Tatălui prin excelență, aparține Fiului în relație cu Tatăl și Duhului Sfânt tot în relație cu Tatăl. Cum am mai spus, ființa este acea entitate infinită, indefinită, incomprehensibilă, pe care o deține Tatăl de la sine, iar ființa este esența divină a lui Dumnezeu, este o esență de natură pur spirituală, unică. De unde este această ființă? De la sine, prin sine, fără cauză. Firea. Firea este natura ființei divine. Nu este ființa însăși, ci este natura ființei divine. Aceasta este firea, cea dumnezească. Vorbim de firea oamenilor, firea îngerilor. În comparație, sigur nu putem să comparăm firea divină cu firea îngerilor, firea oamenilor sau firea necuvântătorilor. Reprezintă fiecare o fire, desemnează o realitate. Și asta este firea. Firea dumnezească determinează o realitate naturii supranaturale în cazul acesta. Ipostaza este existență personală. Ipostaza de aceasta este cuprins foarte precis. Ființa este precisă, dar este necuprinsă. Și ipostaza divină este tot necuprins, dar este personal. Ființa aparține tuturor celor trei persoane. Ipostaza este persoana care cuprinde în sine și ființa și firea, într-un mod personalizat, adică unic. Bun, acum să vorbim despre pneumatologie.
Nevmatologie este învățătura despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Trăimi. Duhul Sfânt mai este numit și Mângâietorul și Sfințitorul. De la început, Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra adâncurilor. Este numit Sfințitorul pentru întreaga creație care se și ține. Se sfințește prin harul numit al Duhului Sfânt. Harul ajunge la creație prin Duhul Sfânt, dar harul nu este ceva propriu Duhului Sfânt. Ca energie dumnezească, harul aparține tuturor persoanelor, ființei dumnezești. Cu toate că aparține ființei dumnezești, harul nu se împărtășește direct de la Tatăl, nici direct de la Fiul, ci de la Tatăl, prin Fiul, în Sfântul Duh. Duhul Sfânt are menirea de a desăvârși cele începute de Tatăl și împlinite de Fiul. Bun, persoana Duhului Sfânt în istoria omenirii. Da. Persoana Duhului Sfânt este o ființă de o putere, de o slavă cu persoana Tatălui și cu persoana Fiului. Cum am mai spus, Duhul Sfânt i s-a arătat la stejarul Mamvrii, sub chipul a trei oameni sau trei îngeri, lui Avram. Persoana Duhului Sfânt este egală cu celelalte două persoane și se cuvine aceeași cinstire, adică supremă adorare. Persoana Duhului Sfânt este de o ființă, de o putere, de o slavă cu persoana Tatălui și persoana Fiului. Duhul Sfânt este purces din Tatăl. Aceasta acceptă mintea noastră prin credință. Știm că purcederea este modul prin care își are originea din veci, o origine negrăită. Duhul Sfânt din Tatăl, Tatăl naște pe Fiul și purcede pe Duhul Sfânt. Știm că este o deosebire între naștere și purcedere, că nu ar fi desemnate cele două relații cu Tatăl, prin care Fiul și Duhul Sfânt își arată apartenența lor la Tatăl și la ființa divină. Este o distinție între naștere și purcedere, dar nu se tălmăcește această distinție, pentru că persoanele divine sunt mai presus și limbajul este firesc. Nu putem înțelege taina Sfintei Trăimi fără ajutorul Harului. Ori ei aveau Harul exterior, deci, mai ales în Vechiul Testament, dacă Fiul s-a întrupat să arată nume ca o persoană sfântă, Tatăl a fost perceput chiar din Vechiul Testament. Atunci când iudeii spuneau Dumnezeu, înțelegea pe Tatăl la toate făcătorul pe care prezintă Moise în Cartea Facerii, iudeii nu aveau percepția însă Sfintei Trăimi, decât așa ca o taină, nu aveau explicită. Ei știau că Dumnezeu este unul care a purtat cu braț tare, cu semne și minuni toată istoria, începând de la Avram. Priveau Sfânta Treime într-o unitate monolit și nici Dumnezeu nu le-a tălmăcit mai mult pentru că nu puteau să înțeleagă. Nu puteam înțelege taina Sfintei Treimi fără ajutorul Harului. Ori aveau acest har exterior, de aceea Sfânta Treime s-a arătat pe deplin în Noul Testament. Nu poți înțelege taina fără cel ce a venit să descopere taina. Și Fiul le vorbea mucenicilor, le vorbea în perspectiva înțelegerii viitoare, nu în perspectiva înțelegerii imediate. Mai am multe să vă spun, dar acum nu puteți să le înțelegeți, ci veți înțelege mai târziu. Nu puteți să rețineți ce vă spun, că dacă nu înțelegeți cum să rețineți, ca să rețineți trebuie să înțelegeți. Ce au văzut apostolii la cincizecime? Și li s-a arătat împărțit limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Faptele apostolilor 2 cu 3. Așteptau făgăduința de Mântuitorul până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Luca 24, 49. Ce este această putere? Este însuși Harul. Ei nu s-au îmbrăcat cu Duhul Sfânt. La cinecime noi sărbătorim pogorârea Duhului Sfânt. S-a coborât în chip de limb de foc. Aceasta fiind o lucrare a Duhului Sfânt. Astfel încât apostolului s-a împărtășit harul. Harul și caracteristicile harului în raport cu omul. Harul este energia dumnezească necreată izvorătoare din ființa unică și comună a persoanelor Sfintei Treimi, împărtășită de Tatăl prin Fiul, în Duhul Sfânt, în Biserică, prin Sfintele Taine. Harul este unicul, unul singur, dar se împărtășește personal, altă, acest lucru fiind o altă antinomie. Nu sunt mai multe haruri, dar sunt mai multe daruri, de aceea există har și daruri. Orice har, fiți atenți, orice har este un dar, dar nu orice dar este har. De aceea, dacă darul este unul singur, trebuie să vedem în relația cu persoana fiecare dintre noi care e lucrarea Harului. Dumnezeu împărtășește prin Sfintele Taine, împărtășește Harul în mod personal fiecăruia. Deci fiecare dintre noi primim Harul. El se dăruiește fără să împartă și fără să se despartă la fel Harul. Se dăruiește, dar nu se desparte.
Ce ne aduce harul? Acesta ne spune Sfântul Apostol Pavel. Mântuirea. Mântuirea ce înseamnă? Relația cu Dumnezeu. Adică în har suntem mântuiți prin credință și aceasta nu e de la voi, este al Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol în Efeseni 2:8. Harul este unic, harul se oferă gratuit, este un dar al lui Dumnezeu. Nu ai făcut ceva ca să dobândești harul, totuși trebuie să faci ceva ca să primești harul tău, să-l dorești, să-l ceri, să-l accepti. De aceea harul este general, pentru că toți oamenii, pentru că același har este împărțit de Dumnezeu tuturor oamenilor. Nu are un har mai mare și altul mai mic. Celelalte sunt daruri, nu este haruri. Acțiunile omului nu sunt haruri, ci sunt daruri. Aceasta este diferența între har și daruri. Harul este în sens propriu energia pe care ne-o împărtășește Dumnezeu. Dar unde ne-o împărtășește? În biserică. Și vă întrebați, cum au primit harul Duhului Sfânt cei 3.000 de oameni? Când s-au construit în comunitate, ei s-au construit în comunitate, au ascultat cuvântul, au crezut și au cerut, au primit botez, au primit taina darurilor Duhului Sfânt prin punerea mâinilor apostolilor, s-au împărtășit, prin aceste trei taine s-a construit prima biserică creștină, prima comunitate. Nu s-a construit într-o clădire. Aici avem biserica în sensul comunității, a credincioșilor care au primit botezul, darurile Duhului Sfânt și împărtășania și au devenit membri ai unei comunități, a unei relații cu Dumnezeu prin Sfinții Apostoli. Caracteristicile Harului Duhului Sfânt este general, se împărtășește tuturor oamenilor, se împărtășește în mod personal, fiecare persoană se împărtășește de Harul Divin prin lucrarea Sfintelor Taine în biserică. Harul este gratuit, nu este o recompensă, ci este primit ca rezultat a dorinței exprimate prin rugăciune. Omul trebuie să ceară, să roage pe Dumnezeu. Dacă există un har și se împărtășește Sfintele Taine, acesta se perpetuează în noi prin rugăciune. Har și libertate. Libertatea este zestrea cea mai de preț a noastră, prin care putem să trăim sau să murim, să fim cu Dumnezeu sau să fim fără Dumnezeu. Ca să fim cu diavolul nu trebuie să ne învoim, se învoiește el cu noi, noi trebuie doar să acceptăm, dar cu Dumnezeu trebuie să ne învoim. Diavolul lucrează subtil, pe dedesubt, Dumnezeu lucrează direct, ne cheamă, ne întreabă. Relația între har și libertate. Harul se dă tuturor oamenilor în mod obiectiv. Harul are o calitate universală, un dar general al lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Dumnezeu așteaptă să accesăm acest dar general, de aceea harul ne îmbie, dar nu ne silește. A doua calitate a harului este că nu forțează pe nimeni, este general, se dă gratuit și lucrează numai în relație cu voința noastră. Dumnezeu ne respectă în modul cel mai deplin, încât ne invită, ne arată, dar noi alegem. Dumnezeu ne-a ales când ne-a chemat, ne-a ales în general. Chemarea generală nu are niciun efect asupra noastră dacă nu se prelungește și într-o relație personală a noastră cu Dumnezeu. Omul este cel care are inițiativa la chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl cheamă, dar nu îl silește niciodată și l-așteaptă să vină spre el. Ortodoxia explicita din contextul Sfintei Scripturi, din întreaga relație, în tălmăcirea Sfinților Părinți, și-a arătat că harul este general, se exercită asupra tuturor oamenilor. Nu există om care să nu fie chemat de har. Pe tot omul îl cheamă harul la mântuire, la ușa fiecărui suflet, fiecărui om bate harul, dar așteaptă ca omul să descuie ușa, să facă primul pas, atunci harul iese în întâmpinare. Lucrarea harului se face într-o legătură cu omul. Harul se oferă necondiționat și în mod gratuit. Condiționarea condiționează lucrarea sa cu omul de acceptarea omului. Se dă oamenilor pentru că Dumnezeu îi caută pe oameni prin Hristos ca să-i salveze. Hristos bate la ușa omului și când omul deschide prin Hristos în Duhul Sfânt, vine harul. Se face o legătură în lucrarea mântuirii subiective între har și voința omului, încât nu putem niciodată să distingem cât contribuie la mântuirea respectivă harul și cât contribuie omul. Este o împletire a harului, a lucrării harului cu voința omului în mântuirea subiectivă. Orice om poate să accepte harul sau să respingă. Încât în mântuire trebuie să arătăm că harul nu lucrează irezistibil. Că atât de insistentă este chemarea harului ca omul nu poate să refuze. Omul are capacitatea să refuze. Deci harul nu lucrează irezistibil după natura sa. Căci harul e mai puternic decât voința omului. Iar puterea harului, omul nu, iar la puterea harului, iar fără puterea harului, omul nu s-ar putea ridica. N-ar putea lucra mântuirea sa. Puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune. Dar omul nu este atât de slab încât să nu aibă voință de a primi ajutorul Harului. El a lăsat Dumnezeu această voință ca să accepte sau să refuze lucrarea Harului. Toate este din concepție despre creație. Chipul Dumnezeu este diminuat în omul căzut, dar puterile sufletului nu sunt nici nule,
sunt împuținate. Ele există. Astfel că la catolici sunt depline, chipul este deplin, omul lucrează și se dă pe rând câte o porție de har. La protestanți, aceștia au contopit harul cu Duhul Sfânt. Da, acum am făcut o mică deosebire interconfesională referitor la har și libertate. Împărtășirea harului nu este pe oriunde, ci în biserică, prin niște lucrări întemeiate de însuși Mântuitorul Hristos, care în timpul activității sale pământești a întemeiat Sfintele Taine. Le-a promis la expusia după învierea aceste Sfinte Taine chiar au izvorât din coasta sa. În jertfa Mântuitorului este puterea tainelor și Duhul Sfânt a venit să plinească jertfa Mântuitorului prin lucrarea sa. De aceea Sfintele Taine țin și de Hristos și de Duhul Sfânt. Bun, și acum să vorbesc și despre har și daruri, un alt aspect al pneumatologiei. Deci, orice har este un dar, dar nu orice dar este un har. Astfel, mă bucurește și râsul, s-a ajuns la sensul peiorativ, adică gen omul are un X, are darul beției. Adică, până la urmă, și un anumit viciu ar fi un dar. Există har și există dar. Ne vorbește despre darul Sfântul Proroc Isaia. Sunt și roade ale harului Sfântului Duh. Cele 7 daruri ale Sfântului Duh le avem de la prorocul Isaia și se va odihni peste el Duhul Dumnezeu, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul cunoștinței și al bunei credințe și îl va umple pe el Duhul temerii de Dumnezeu. Isaia 11:2 cu 3. Darurile Duhului Sfânt au lucrat și în Vechiul Testament, roadele Duhului Sfânt au fost învățate de Sfântul Apostol Pavel ca nouă. Deci, există mai multe daruri care se diversifică. Raportul între har și daruri trebuie să înțelegem foarte limpede. Darurile sunt lucrări ale harului în diferite împrejurări și la anumite persoane chemate și alese de Dumnezeu. Au fost atâtea daruri în epoca apostolică. Unul avea darul limbilor, altul darul prorociei, altul darul cunoștinței, alții alte daruri, al tălmăcirii. Era mulțime daruri exprimate în cuvintele harismei, adică darului ale lui Dumnezeu, 1 Corinteni 13. Și au fost necesare în biserica primară pentru că au fost chemate toate limbile, toate popoarele. Cam din fiecare neam a fost chemat cineva în biserica primară la credință. Aceștia au devenit un ferment și s-au dus și au împărtășit la poporul de care aparțineau aceste mărturii printe prin harisme. Niciun dar al Duhului Sfânt nu trebuie să contrazică lucrarea Harului Dumnezeu. Trebuie să fie o lucrare în armonia Harului Dumnezeu, în armonia celor descoperite prin har de Duhul Sfânt în biserică. Astfel, Sfântul Apostol Pavel ne spune, apropo și de duhurile străine, chiar ne atenționează, să vedeți ce duh vă stăpânește, fiecare duh sunteți. Prin harul Duhului Sfânt noi suntem înfiați. Astfel, darul Duhului Sfânt sunt anumite duhuri, de aceea se precizează că este un singur har și un singur duh care împărtășește harul. Dar pentru că oamenii sunt diferiți și împrejurările sunt diferite și lucrările harului sunt după timp, după oameni, după împrejurări. De aceea se vorbește de mai multe daruri. Darurile trebuie să rămână în același duh ca să fie recunoscute ca daruri ale Duhului Sfânt. Bun, și ultimul aspect al pneumatologiei prezintă relația Duhului Sfânt în raport cu Fiul, referitor la mântuirea omului. Dumnezeu, Fiul, Dumnezeu, Duhul Sfânt sunt cele două mâini ale Tatălui. După cum am mai enunțat acest lucru spus de Sfântul Irineu de Lyon. Adică există o împreună lucrare a Fiului și a Duhului în istoria mântuirii. Acest lucru înseamnă că Fiul face cunoscut pe Duhul Sfânt, îi pregătește lucrarea, Duhul Sfânt îl face prezent pe Fiul în lume și în istorie. Astfel, facerea lumii prin Cuvântul lui Dumnezeu se realizează prin lucrarea Duhului, care se purta pe deasupra apelor. Cuvântul lui Dumnezeu a fost prorocit de oamenii lui Dumnezeu, care erau sub inspirația Duhului Sfânt, care a grăit prin proroci. Vedeți crezul. Cuvântul lui Dumnezeu se întrupează din Fecioară, prin pogorârea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Biserica lui Hristos cuvântuia ființă în lume prin pogorârea Duhului Sfânt. La cincizecime, trupul lui Hristos cel euharistic în Sfânta Liturghie se dăruiește lumii prin pogorârea Duhului Sfânt la epicleză, prin care pâinea și vinul devin trupul și sângele Domnului Hristos. Bun, și ultima mare temă abordată în acest videoclip reprezintă ecclesiologia.
Adică Hristos reprezintă biserica în general și sensul ei. Biserica este așezământul sfânt întemeiat de Fiul Dumnezeu în ziua cincizecimii prin trimiterea Duhului Sfânt. Aceasta este cea mai simplă definiție a bisericii care înaltă întemeierea propriu-zisă a bisericii. Biserica este extinderea lui Hristos în umanitate. Această emisiune arată ce este biserica în sine, din punct de vedere obiectiv și real, din punct de vedere al sensului bisericii, biserica îl cuprinde pe Hristos tot timpul. Când spunem că biserica este întemeiată în ziua cincizecimii de Mântuirii lui Hristos, vorbim de biserica văzută. Când spunem că este extinderea lui Hristos în umanitate, vorbim de aspectul nevăzut al bisericii. Biserica este acea instituție divină umană întemeiată Fiului Dumnezeu, întrupat prin patimile, moartea, învierea și înălțarea dreapta Tatălui și cuprinzând cele din cer și cele de pe pământ, pe Dumnezeu, pe îngeri și pe oameni, și într-o legătură duhovnicească întreruptă și totală. Aceasta este o definiție dogmatică a bisericii. O altă definiție a bisericii este comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Hristos prin Duhul Sfânt. Biserica cuprinde pe toți cei ce cred și mărturisesc pe Fiul Dumnezeu și se împărtășesc de Sfintele Taine, întemeiate de El, prin care primesc Harul Sfântului Duh. Astfel, biserica prezintă cel puțin trei realități. Biserica ca locaș de închinare, comuniunea oamenilor cu Hristos prin Duhul Sfânt și biserica cea mică, biserica din familie sau biserica persoanei. Bisericii s-au dat diferite definiții, din mai multe puncte de vedere, juridică, biblică, dogmatică. Definiția în scriptură, trupul tainic al lui Hristos. Astfel, Sfântul Apostol Pavel spune, voi sunteți trupul lui Hristos și mădularea fiecare în parte și arată că biserica are și ierarhie. Pe unii a pus Dumnezeu în biserică, unii să fie apostoli, alții proroci, alții păstori și învățători la desăvârșirea sfinților spre lucrul slujirii. Întemeierea bisericii, temeiul obiectiv și cel istoric. Biserica are un moment istoric, așa se spune, o întemeiere văzută a bisericii subiectivă, pentru că biserica devine un subiect, fiind un organism viu, un subiect real, dar în același timp biserica are origine obiectivă. Care este originea obiectivă a bisericii, oare vă întrebați? Biserica este întemeiată pe cruce și pe înviere. Sunt cele două momente, Golgota și învierea lui Hristos. Sunt cei doi poli care ne arată reperele întemeierii obiective ale bisericii. Golgota cu răstignirea, jertfa, mormântul cu punerea celui nemuritor în mormânt și cu ridicarea prin înviere. Iată, întemeiază biserica care este plină de slavă și de biruință. Biserica are un aspect văzut și unul nevăzut. Hristos, după ce a întemeiat obiectiv, s-a înălța la cer ca să întemeieze subiectiv și istoric. Ca să o întemeieze subiectiv și istoric. Aceasta se petrece în ziua cincizecimii. De aceea biserica are două aspecte, văzut și nevăzut. Originea bisericii este chiar din rai. Acolo exista prima biserică și vedem acum niște etapele existenței bisericii. Biserica înseamnă Dumnezeu și omul împreună. Când a fost prima dată Dumnezeu și omul împreună. În rai, Dumnezeu era în dialog cu omul și omul era pe lângă Dumnezeu și Dumnezeu era lângă om. Aceasta era o biserică incipientă care mergea spre desăvârșire. N-a ajuns această relație între Dumnezeu și omul la desăvârșire pentru că păcatul a întrerupt acest dialog. Dar obiectivul ca Dumnezeu să fie unit cu omul a fost înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu în atotștiința și atotputinia sa a prevăzut și relația cu omul în rai și oprirea acestei relații prin păcat și căderea omului și despărțirea omului între cer și pământ. După păcat, Dumnezeu vestește refacerea vechii biserici într-o formă superioară și relația omului cu Dumnezeu într-o intimitate. Dacă Eva și Adam vorbeau cu Dumnezeu și erau fericiți, dar erau în pericol să cadă să moară, iată, pericolul a fost iminent pentru că omul nu era pregătit pentru luptă, nu era destul de întărit în această luptă cu păcatul. În aceste împrejurări este vestită noua biserică, nu orice biserică, ci o biserică vie. Urmașa Evei avea să fie cea care va întruchipa prima biserică reală. Pentru că în ea intra Evea, Fiul Dumnezeu, și relația cu urmașa Evei, care va stropi capul șarpelui, devine intimă și într-o interdependență totală cu cel ce avea să întemeieze biserica cea mare. Ea este biserica cea vie, cea nefăcută de mână, cea în care avea să se întemeieze biserica, cea să întruchipeze toate darurile și toate virtuțile. La buna vestire începe biserica cea nouă, reală și atât de puternică. Umanitatea Maicii Domnului intră într-o relație intimă cu Dumnezeu. De ce oare umanitatea? Pentru că însăși Maica Domnului mărturisește că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Ea este cea care împlinește binecuvântarea Dumnezeului Avram. Cu adevărat se va ridica un popor mare și tare și pretinânsul se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Această binecuvântare este fără hotar. Ca dimensiune este infinită și referitoare la timp este nesfârșită, este pentru veșnicie. La buna vestire cerul și pământul încep dialogul între Dumnezeu și Fecioară prin înger. Dialogul aduce intimitatea între Fiul Dumnezeu și Fecioara Maria.
Și apoi fecioara Maria dorește să manifeste pe Fiul lui Dumnezeu. După buna vostire, vorbind de nașterea Fiului Dumnezeu, se naște răsăritul cel de sus, întunericul lumii. Începe să risipească, începe lumea să se propage în toată lumea, începând de la Betlehem. Acum se vedește legătura între cer și pământ. Dacă la buna veste un singur înger vine la fecioară, la Fecioara Maria și aducă vestea cea mare, acum cetele de înger coboară pe pământ. Îngerii împreună cu oamenii glăsuiesc, se bucură și binevestesc pogorârea celui din cer, după al cărui chip a fost făcut prin om, prin care se răspândește lumina cea dumnezească și începe să răsară zorii mântuirii întregului neam omenesc. Dacă aceasta în mod obiectiv este prima biserică, aceasta întemeire este însă tainică. Mântuitorul pregătește întemeierea văzută a bisericii plenară, care devine organul mântuirii neamului omenesc, locașul mântuirii neamului omenesc. Cum o pregătește? Arătându-se după înviere și povăzându-i pe ucenicii săi pe care i-a pregătit chiar înainte de patima sa, i-a pregătit să nu numai prin cuvânt, ci și prin fapte, pregătind încă de la intrarea în Ierusalim. Ierusalimul este cetatea care semnifică cetatea lui Dumnezeu din cer, adică raiul pe care Dumnezeu l-a pregătit oamenilor mai înainte de întemeierea lumii, raiul care premerge vieții plenare a oamenilor răscumpărați de Iisus Hristos, de când intră în rai, chiar de la înviere. De aceea avem și rugăciunea, mormânt cu Fiul în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul. Acest moment este începutul vieții reale a omului cu Dumnezeu, dar nedeplin. De ce? Intră sufletele. Omul nu e om numai cu sufletul. Omul este acoperit din trup și suflet. Intrând doar cu sufletul, se seamănă cu îngerii. Primul om are chipul Sfintei Treimi, dar mai ales chipul Fiului. Fiul Dumnezeu a luat chip de om, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Nu a luat fire îngerească, ci fire de om. A luat ca să se asemene între toate nouă și no noi să ne asemnăm într totul lui. Acest moment este un început al mântuirii noastre. Început este de la buna vestire, dar acum este mântuirea noastră prin ridicarea sufletelor, mântuire care așteaptă viața plenă a omului, ce va fi la sfârșitul veacului. Raiul a început pe pământ. Cel din Eden, raiul de plin, va fi tot pe pământ, dar pământul nu mai va fi despărțit de cer. Cerul și pământul vor fi unite, cer nou și cer pământ nou. Prin cer vom desemna la sfârșitul veacului pe Dumnezeu. Acesta este cerul nou și pământ nou este cel purificat. Pământul acesta material va arde pentru că lumea materială nu va mai fi o materie grea, ci una spiritualizată. Mântuitorul Hristos nu se arată la 3 zile, la 7, la 20 zile. Se arată din prima zi ucenicilor săi ca să se încredințeze în învierea sa și să-i pregătească și le dă și o misiune chiar din prima zi. Mântuitorul intră prin fire încuiate ca să arate ucenicilor noua condiție pe care o domnește. Cel ce a petrecut cu ei 3 ani și jumătate și acum nu mai vine la ei pe mare, pe barcă, mai bate la ușă, intră prin ușile încuiate și le spune, pace vouă, este cel care trebuie să se facă și în om. Omul era într-un antagonist, sufletul împotriva trupului și trupul împotriva sufletului. Pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute. Ioan 20, 21, 23. Până atunci, le-a prevestit și nici nu le-a spus. Acum le spune imperativ, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute. Acestea zicând le-a arătat mâinile și coasta sa și s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Deci le-a arătat mâinile și coasta sa să încredințeze că a înviat. Aici începe lucrarea Mântuitorului înviat cu apostolii săi. Este o nouă lucrare, o lucrare plenară, o lucrare pe care le împărtășește ca să fie cu ei mai departe. Mântuitorul se arată succesiv mai multe zile. Se arată în ziua 1, în ziua 8-a, și ultima dată le-a spus ucenicilor să meargă în Galileea. Din cele prezentate vedem că biserica nu s-a întemeiat la un ordin, ci s-a întemeiat treptat. Biserica și-a origini chiar din începuturi. Mântuitorul s-a arătat până la peste 500 de frați până în ziua înălțării sale. S-a despărțit de ei înălțându-i și binecuvântându-i. Și acestea zicând, pe când ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat de la ochii lor. Ucenicii încă gândeau omenește, pământește, pentru că încă primiseră Duhul Sfânt. Hirotonia apostolilor este în ziua cinzecimii. Și când a sosit ziua cinzecimii, erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Faptele Apostolilor 2, 1 cu 4. Aceste limbi de foc i-a însuflețit, i-a întărit, i-a luminat, deodată simțeau că tot ceea ce le-a spus știu acum, nu știau parțial. Duhul Sfânt le-a activat toată învățătura Mântuitorului, le-a și lămurit, au început să vadă, să cunoască tot, să țină minte, să simtă tot ce le-a spus Mântuitorul. De atâta bucurie și entuziasm au ieșit din casă și au început să propovăduiască. Era ziua cinzecimii la iudei. Vedem că sărbătorile acestea au fost pregătite. Paștele iudeilor pregătea Paștele creștin. Cinzecimea iudeilor pregătea cinzecimea creștină a venirii Duhului Sfânt.
Astfel se spune în Faptele Apostolilor 2, 5 cu 13. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici din toate neamurile, care sunt sub cer. Și iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea, s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa și erau uimiți toți și se minunau zicând: Iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileeni? Și cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Părți, parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei, cea de lângă Cirene și în romani, întreagă iudei și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunatele Dumnezeu. Și toți erau uimiți și nu se dumireau, zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta? Iar alții, bajocorindu-i, ziceau că sunt plini de must. Apostolii au ieșit din acea casă, s-au dus în centru, unde erau adunate mulțimile, și au început să vorbească și fiecare auzea limba în care s-a născut. După ce au vorbit fiecare și toți vorbeau în aceeași limbă, Duhul Sfânt era translator. Erau veniți și din diaspora, adică arabi, cretani, romani, din părțile cireni, iudei și prozeliți spânzi în toată lumea pentru sărbătoare. Sărbătoarea Cincizecimii la Ierusalim. Și se întrebau cu toții: Nu sunt aceștia care vorbesc toți galileeni? Ei nu știu limbi străine și acum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut. Aceasta a fost glosolalia. După aceea, Petru a luat cuvântul înaintea tuturor ca să vorbească evreilor. Cuvântarea lui Petru este pentru iudei. Și stând Petru cu cei 11, adică astăzi le-a vorbit: Bărbați iudei și toți care locuiți în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută și luați în urechi cuvintele mele, Faptele Apostolilor 2 cu 14, cuvântare în care accentuai că s-au primit prorocii pe care ele știau, dar au început să spună, pajocorindu-i, că sunt plini de must, ei nu știu ce spun. De aceea Petru i-a înfruntat: Aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi. Și aceasta este ceea ce a spus prin prorocul Ioil, Faptele Apostolilor 2, 15 cu 16. După ce l-au ascultat, ei auzind acestea, au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și ceilalți apostoli: Bărbați, frați, ce să facem? Iar Petru a zis către ei: Pocăiți-vă, adică schimbați-vă viața și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Hristos pentru iertarea păcatelor voastre și veți primi harul Duhului Sfânt, Faptele Apostolilor 2, 37 cu 38. Și s-au botezat ca la 3.000 de suflete și s-a întemeiat biserica condusă doar de apostoli în ziua Cincizecimii. Așa începe Biserica Apostolică. Este momentul istoric și văzut al întemeierii bisericii. A doua zi a crescut cu încă 2000 de suflete. Comunitatea creștea din zi în zi. Faptele Apostolilor reprezintă doar acest nucleu de 5000 în 2 zile. Biserica sporea a început să ducă o viață de familie, o viață comunitară. Cei ce au primit cuvântul s-au botezat. Apostolii au pus mâinile peste ei, au primit darurile Duhului Sfânt. Și stăruiau în învățarea apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciune. Faptele Apostolilor 2 cu 42. Astfel, prima biserică s-a construit. Este întemeierea apostolilor bisericii. Aspectele bisericii, văzut și nevăzut. Deci biserica are două aspecte. Aspectul văzut și aspectul nevăzut. În chip văzut, biserica cuprinde pe toți creștinii care aparțin de aceeași credință de Hristos și de învățătura sa și de tainele sale pe care le în biserică. Biserica are și un aspect nevăzut. Dincolo, Hristos este capul bisericii și prezent în biserică prin Sfintele Taine, este și văzut prin Sfintele Taine în biserică, dar mai degrabă el este nevăzut în ceruri și acolo îi cuprinde pe strămoși, pe proroși, pe apostoli, pe mucenici și pe toți sfinții, dar și pe îngeri. Ființa bisericii. Cum avem noi oamenii două alcătuiri, trup și suflet, așa și biserica are două elemente în care este alcătuită, Dumnezeu și oamenii. Biserica este teandrică, dumnezească și omenească. Biserica este veșnică, precum veșnic este întemeitorul ei. Când spunem biserică, înseamnă comuniunea între Dumnezeu și oameni. Pogorârea Duhului Sfânt aduce întemeierea bisericii. Sărbătoarea Cincizecimii echivalează cu împlinirea operei de mântuire. Opera de mântuire începe de la Tatăl, pentru că El este și Creatorul și cel ce trimite pe Fiul în lume ca să nască și să răscupere creația. Sunt două momente ale revenirii noastre, creația și restaurarea creației prin răscumpărarea. Și sărbătoarea începe de când păcălește Dumnezeu aceasta la facere, 3 cu 15, și o împlinește prin întruparea Fiului Dumnezeu. Întruparea Fiului Dumnezeu este începutul mântuirii noastre și aceasta se continuă prin viața, propovăduirea, patimile, moartea și învierea Domnului. Înălțarea face legătura între Dumnezeu și Cel ce este mijlocitorul nostru între Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos, Arhiereul Suprem. Dar Arhiereul Suprem face posibil această relație numai între firea noastră omenească,
și Tatăl, ci între Sfânta Treime și oamenii de pe pământ. Și așa se împlinește în ziua cinzecimii. Ziua cinzecimii este ultimul act al mântuirii noastre în care se concretizează mântuirea noastră. Mântuirea noastră se lucrează obiectiv prin tot ceea ce împlinește Fiul Dumnezeu, dar se concretizează în ziua cinzecimii, când se pogoară Duhul Sfânt și se întemeiază Biserica. De aceea putem spune că organul mântuirii noastre este Biserica, Biserica în care Dumnezeu se întâlnește cu omul în intimitate. De aceea Biserica este Hristos extins în umanitate. Biserica îmbracă două aspecte, un aspect de comunitate și un aspect de lăcaș. De la început a fost așa, Biserica lăcașul o vedem în Casa Mariei, mama lui Ioan Marcu, unde a avut loc cina cea de taină. Duhul Sfânt în chip de limbi de foc nu coboară undeva afară, ci coboară în acest lăcaș, care este primul lăcaș de închinare. De la început avem Biserica Lăcaș, Biserica Comunitate. Comunitatea nu înseamnă numai comunitatea apostolilor, ci prin cele 3.000 de suflete care s-au botezat este începutul bisericii, care a doua zi se îmbogățește cu încă 2.000 de suflete și în zilele următoare va crește biserica. Biserica este comunitatea oamenilor care cred primitorul Hristos în Sfânta Treime și care se împărtășesc de harul Duhului Sfânt prin Sfintele Taine în această comuniune. Ființa bisericii este teandrică, deoarece cuprinde Dumnezeu și omul. Trebuie să înțelegem că biserica are origine veche, de la început. Prima biserică o putem considera comunitatea și comuniunea din raiul cel din Eden. Dumnezeu se afla cu oamenii și era acea comuniune între oameni și Dumnezeu. Se manifesta această primă biserică, deși nu se numea biserică. Dumnezeu era în dialog cu oamenii. Biserica întemeiată de Mântuitorul Hristos este superioară primei comunități a oamenilor cu Dumnezeu din raiul cel din Eden. În rai, oamenii erau în dialog cu Dumnezeu, în biserica pe care o întemeiază Iisus Hristos prin pogorârea Duhului Sfânt la cinzecime. Aici Dumnezeu intră în intimitatea oamenilor. Dumnezeu și-a asumat firea omenească și este primit în comunitatea oamenilor. Se prelungește în ființa omenească, de aceea Dumnezeu este prezent în sufletele și trupurile oamenilor care alcătuiesc biserica. De data aceasta, biserica se arată ca un trup unic. Nu are partener ca raiul cel din Eden, Dumnezeu și oamenii. Acum este un cap și un trup. Capul este Hristos și trupul este alcătuit din toți membrii bisericii care sunt ierarhia și credincioșii. Trupul lui Hristos este alcătuit comunitatea oamenilor, oamenii care trăiesc pe pământ, trupul cel văzut, din sufletele celor care au intrat în ceruri, de îngeri, pentru că și îngerii intră în comunitatea bisericii și de sfinții. Sfinții, îngerii și oamenii care se împărtășesc de trupul și sângele Domnului intră în comunitatea bisericii. Primind biserica văzută, aceasta este alcătuită din ierarhie și credincioși. Nu poate fi nici ierarhie fără credincioși și nici credincioși fără ierarhie. Este un mod firesc în care aceste două lucruri se intercondiționează. Ierarhia are rolul de a transmite viața Duhului în biserică, la credincioși, prin cei ce au fost aleși de Dumnezeu, să fie economii al Harului și slujitori ai Tainelor Dumnezeu. Avem această distinție ierarhie credincioși. Ierarhia este în cele trei trepte. Ierarhii, sturmașii apostolilor, preoții, urmașii celor 70 de ucenici și diaconii este o treaptă de origine apostolică, ca o necesitate la slujirea bisericii. Este de origine apostolică pentru că ea a fost instituită de Mântuitorul Hristos prin apostol. Dacă arhieria și preoția sunt instituite direct, diaconia este indirectă prin apostolii Mântuitorilor, care i-au pus pe primii șapte înaintea lui Dumnezeu și au pus mâinile peste ei și au primit darurile Duhului Sfânt. Este o treaptă harică inferioară a celor două, pentru că singurii diaconii nu pot face nicio lucrare din cele șapte sfinte taine decât botezul de necesitate. Este ajutor a episcopilor și ai preoților. Însușirile bisericii. Biserica este una sfântă, sămănicească și apostolească. De ce spunem că biserica este una? Pentru că are un unic întemeitor, pe Hristos, care este capul bisericii. Eu sunt vița, voi sunteți mădițele. Ioan 15 cu 5. Mântuitorul spune, dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte. Romani 11 cu 16. Unitatea se vede în ortodoxie prin Hristos, care este capul bisericii și întemeitorul ei. Biserica are un singur întemeitor, pe Iisus Hristos, căci El a întemeiat biserica, El a răscumpărat păcatele noastre, El a rugat pe Tatăl și a trimis pe Duhul Sfânt. Lucrarea în biserică este a Sfintei Treimi, dar săvârșitorul este Mântuitorul Iisus Hristos. El este necontenit prin lucrarea Duhului Sfânt, de aceea avem o singură biserică, cea întemeiată în ziua cinzecimii, care a rămas autentică și nealterată. La romano-catolici, unitatea este una văzută, nu una nevăzută. În jurul Babei, care este capul bisericii, cel văzut și lui se concentrează ierarhia și credincioșii. La protestanți, biserica are aspect doar nevăzut. Duhul Sfânt îi știe pe toți care aparțin bisericii, de aceea nu poate fi văzută biserica. Biserica este sfântă.
De ce este sfântă? Pentru că cel care a întemeiat-o este Sfântul Sfinților prin excelență. El nu are păcate, este Dumnezeu și om. Dar ființa omenească a fost și ea îndumnezeită de Sfințenia Bisericii, văzute și nevăzute, pentru că este plină Hristos cel Sfânt. Sfințenia Bisericii este de plină că Hristos se extinde în orice om care crede, mărturisește și trăiește după învățătura sa. Sobornicitatea Bisericii. Sobornicitatea provine din termenul slav sobornos, înseamnă că biserica îi cuprinde pe toți. Se referă în chip spiritual ca fond că toți fac parte din biserică și clerul și poporul credincios, deci toți alcătuiesc biserica. Aceasta este sobornicitatea. Sobornicitatea se referă la universalitate. În termen latin se numește catolicitate. Sobornicitatea este văzută nu în sensul geografic, ci în sensul duhovnicesc, că toți aparțin la același Hristos. Sobornicitatea este văzută și în modul exprimat în chip real în ceea ce se vede, biserica cu cele două latere sale, cler și popor. Modul în care biserica își ține învățătura curată, adevărul curat. Este un alt aspect al sponsorității. Și mai este modul, acesta, deci modul în care biserica își ține învățătura curată, adevărul curat, este modul în care este condusă biserica în chip de, văzut de întreaga ierarhie, continuată de preoți, slujitorii ierarhilor. În sobornicitate este văzută și egalitatea ierarhilor între ei. Nimeni nu poate deține adevărul. Aceasta este sobornicitatea. Adevărul bisericii este ținut de întregul corp al bisericii. Nimeni nu poate deține adevărul bisericii personal, ci numai sobornicesc, în totalitate și comunic cu ceilalți. De aceea, sinoadele sunt cele care au numit învățătura de credință, adică sinoadele ecumenice, care au avut virul tuturor bisericilor locale. Apostolicitatea. Prin apostol s-a întemeiat biserica, prin toți apostolii, că erau împreună la un loc și asupra tuturor a venit Duhul Sfânt. De ce se privește că este apostolească? Apostolii sunt cei prin care Hristos întemează biserica. Biserica este apostolească pentru că este întemeiată pe temelia apostolilor, tuturor apostolilor. Dacă erau numai 11, apostolitatea era nedeplină, pentru că Mântuitorul a ales 12. Unul a căzut și a trebuit să fie înlocuit. Dacă nu ar fi contat acest număr, că cifra 12 este înfrată la cea de la cele 12 semințe ale lui Israel, biserica este nouul Israel. Ea trebuie să cuprindă 12 apostoli. Cei 12 apostoli alcătuiesc o cifră simbolică de cuprinderea întregii lumi. Sunt 4 laturi ale lumii, sunt 4 puncte cardinale, 4 laturi ale crucii. Toate acestea de Sfânta Treime sunt guvernate. În fiecare latură a lumii sunt 3 apostoli în numele Sfintei Treimi. Nu se putea ca apostolii să fie 11, așa cum spune Petrul. Luați soții apostoliei și a aceste slujiri ca să rămână împreună cu noi. Hristos nu mai era prezent în dialog personal direct cu apostolii. Pentru alegerea celui de al 12 apostoli, aceștia au pus 2 ucenici ca să leagă de acum Duhul Sfânt și au pus înaintea pe 2, pe Iosif numit Barsaba, zis Justus, și pe Matia. Și rugându-se, au zis: Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată pe care din aceștia doi l-ați ales, ca să ia locul acestui slujit și a apostolei din care Iuda a căzut, ca să meargă în locul lui. Și au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, să scoate împreună cu 15 apostoli, fapte 1, 23 cu 26. Dar prin Duhul Sfânt tot Hristos alege. Duhul Sfânt nu putea fi prezent fără umanitatea lui Iisus Hristos. Când îl aleg, după înălțarea la cer, acum umanitatea lui Iisus Hristos este plină de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este trimis, nu plenar, ci necesar în comunitatea apostolilor, ca să completeze numărul apostolilor, să vină Duhul Sfânt pentru a fi deplin cei aleși de Hristos. Hristos alege pe apostoli numele Tatălui. De aceea spune Mântuitorul Hristos: Ai tăi erau și mie ai dat. Ioan 17:6. El numele Tatălui a ales pe ceilalți, că nimic nu face Fiul fără Tatăl. Dar Tatăl toate le-a făcut Fiului, fiindcă este egal cu El. Apostolitatea, prin urmare, este plenară în biserica noastră. Astfel vedem apostolitatea exprimată deplin încă de la alegerea lui Matia și modul în care a fost ales. Și apoi apostolicitatea bisericii întemeiată la cinzecime este atât clar exprimată prin bucuria Duhului Sfânt în chip de foc, astfel încât înțelegem harul care s-a bucurat asupra fiecare dintre ei. Ierarhia bisericească. În general, harică și universală, preoția este una, treptele sunt diferite. Preoția de plină este cea arhierească. Arhierul poate să vășită lucrările sfinte, afară de una, care în primă regulă a comuniunii apostolice. Uniunea Apostolice. Hilotenia unui arhiereu nu poate fi făcută decât poate fi făcută de un singur arhiereu, ci minim de 2, dar de regulă de 3 și mai mult decât 3. În taina preoției, Hristos își împlinește întreita sa slujirea asupra oamenilor și chemarea și dăruirea Harului Mântuitor efectiv în toate lucrările bisericii. Slujirea este legată de biserică și de Hristos în permanență. Toate pe care le face arhiereu sau preotul le face numele lui Hristos. Preotul este prelungirea mâinilor slujitoare
și ale arhiereului, numai ale lui Hristos. El nu poate să aibă slujirea lui Hristos decât prin mâinile arhiereului, care dăruiește slujirea sa primită la Hristos prin mâinile sale preotului. De aceea, în afara comuniunii cu arhiereul său, preotul, dacă săvârșește lucrarea numai din dorința sa, nu este valabilă, este nulă. Preoția ne aduce această bucurie a continuării întreitei slujirea Mântuitorului, a arhierei Mântuitorului, a lăgirii bisericii prin slujirea preoțească în toate cele patru laturi ale Pământului. Cele trei trepte ale preoției sacramentale sunt arhiereul, preotul, diaconul. Preoția harică este acea lege a lui Hristos a oamenilor care doresc să fie continuatori a întreitei slujiri. Cei aleși sunt investiți prin hirotonie cu un har al slujirii preoțești, în treptele slujirii harice. Preoția harică înseamnă un har personal pentru a realiza mijlocirea între popor și Dumnezeu. Orice slujitor haric este nedespărțit de Hristos în slujirea aceea și Hristos este cel ce săvârșește toate prin aceasta. Preoția universală. Calitatea omului de preot al creației a fost prezentă încă de la facerea lumii. Aceasta poartă numele de preoție universală și constă în capacitatea omului prin har de a uni întreaga creație în sine și de a o înălța spre Dumnezeu. Această preoție universală este diferită de preoția sacerdotală, dăruită de Hristos apostolilor și urmașilor lor. Sfântul Apostol Petru spune, iar voi sunteți seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina sa cea minunată. 1 Petru 2:9. Acestea este folosit de protestanți pentru a justifica desfințarea preoției sacerdotale. Preoția universală este cea pe care o primește orice creștin în baza celor trei taine de inițiere, preoție împărătească. Creștinii se fac părtași slujirii sau demnității lui Hristos. Preoția universală este jertfa rugăciunii pe care aduce orice creștin. Toți avem preoție universală, că preoții aduc jertfă. Toți aducem jertfe, dar nu jertfe harice, în sensul de a aduce pe Hristos pe lanul ceilalți. Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. El și-a ales pe apostol ca să continue pe el. Hristos este unul, fiecare arhiereu și preot care slujește. Hristos slujește prin el, dar pentru aceasta are o consacrare și un har personal primit de la Hristos însuși prin Duhul Sfânt. Creștinii au și ei harul prin taina mirungerii, dar nu au taina preoției. Prin taina mirungerii au harul Duhului Sfânt, care le aduce posibilitatea de a fi în legătură continuă cu Dumnezeu. Și care e jertfa pe care o aduc ei? Este jertfa rugăciunii și jertfa în vederea pregătirii jertfei unice, care se perpetuează, adică a patimii, morții și învierii Domnului. Îi aduc prescura și vinul. Ei sunt cei care sunt în legătură cu preoția harică. Preoția universală dă posibilitatea fiecărui creștin să aducă continuu jertfă, jertfă rugăciunii și jertfă adusă bisericii, ofrandele pe care le aduce creștinul la biserică, oferite la altar. Constituția bisericii. Întemeierea vostră și istorică s-a produs la ziua cincizecimii, când Tatăl trimite la mijlocirea Fiului lui Dumnezeu pe Duhul Sfânt și la venirea limbilor de foc asupra apostolilor se întemeiază biserica. Pentru apostoli, pogorârea Duhului Sfânt a însemnat hirotonia lor, sunt singurii hirotoniți fără punerea mâinilor și prin pogorârea limbilor ca de foc. Mântuitorul întemeiază Duhul Sfânt, desăvârșește Hristos. Mântuitorul întemeiază Duhul Sfânt, desăvârșește Hristos, ne-a împărtășit Duhul Sfânt după înviere, a intrat prin flecuiala asupra lor și a zis, luați Duhul Sfânt cărora le veți ierta păcatele, li se vor ierta lor și cărora le veți ține, ținute vor fi. De ce a mai trebuit să vină Duhul Sfânt și în ziua cinzecimii? Atunci i-a pregătit pentru hirotonie, a dat puterea ca ei să continue misiunea sa mai departe, dar Hristos nu lucrează fără Duhul Sfânt și Duhul Sfânt fără Hristos. El a început, Duhul Sfânt a desăvârșit în biserică, acum Hristos și Duhul Sfânt sunt prezenți în biserică cu o lucrare plenară. Biserica vie a însemnat prima comunitate creștină de 3.000 de suflete, aceasta este începutul bisericii, la care se adăugau cele 2.000 de suflete și în fiecare zi, cum spune Cartea Fătii Apostolilor, sporea biserica lui Dumnezeu. Biserica este teandrică, Dumnezeu și omul. Biserica plenară are pe Duhul Sfânt care sfințește, dar în biserica vie nu este prezent doar Duhul Sfânt, ci este prezent și Hristos și Tatăl. Biserica are două aspecte dimensiuni, una văzută și o dimensiune nevăzută. Hristos este ca bisericii atât la cele de pe pământ cât și la cele din cer. Biserica din cer este biserica triumfătoare, iar cea de aici este luptătoare. Biserica triumfătoare este atât din toți care au trăit pe pământ, au biruit sufletele lor, se află în ceruri, trebuie să încutem aici și pe îngeri. Ei sunt slujitori ai oamenilor, sunt mai presus decât ei suflete dreptilor. Vedem aceasta și faptul că Maica Domnului nu stă lângă Arhanghelul Gabriel sau Mihail, ci stă de dreapta Fiului. Biserica cea vie care rămâne despre Hristos se prunge și pe pământ, în chip văzut. Orice biserică pe pământ este simbolul Maicii Domnului. Biserica luptătoare suntem noi cei de pe pământ. Deși în biserică între oameni mai credincioși, mai puțin credincioși, mai drepți și mai păcătoși, rolul bisericii este acela de a-i sfinți pe toți. Nu toți se sfințesc, fie după râvna și pe măsura ostenirilor sale. Biserica ca lăcaș și comunitate.
Biserica este trupul lui Hristos și extensia eclezială a prezenței lui în istorie până la sfârșitul veacului. Există însă și două aspecte ale bisericii. Biserica lăcaș de rugăciune, adică edificiu, lucrare și clădire văzută în care se adună grăinuri și pentru rugăciune și pentru săvârșirea sfintelor taine. Și este și un aspect al bisericii ca și comunitatea credincioșilor, popor al lui Dumnezeu. Cele două aspecte ale bisericii sunt complementare. Biserica este așadar și văzută și nevăzută. Este locaș și comunitate. De aceea, poporul Dumnezeu, comunitatea are nevoie de locașul de rugăciune pentru săvârșirea sfintelor taine, dar și locașul are nevoie de comunitate pentru a-i da sens și primire sacramentală. Locașul este viu în sensul că Hristos este prezent, dar zilurile sunt sfințite. Hristos îl avem cu trup, cu sânge, cu dumnezeire, sfânta împărtășanie, de pe masa Sfântului Altar. Biserica este un locaș, locaș este un mijloc unde noi ne întâlnim cu Hristos și implicit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și cu Sfinții. Dacă cerul este locuința lui Dumnezeu, biserica este pridvorul. Este un cer coborât pe pământ. În biserica slavei tale, Hristoase, sunt în cer, ni se pare asta. Biserica, în calitatea sa de organism viu, are o întemeiere obiectivă și o întemeiere istorică. Biserica are istorie mai multe etape, în sensul cel mai concret. Biserica vine înseamnă Dumnezeu și oamenii sau omul. Prima biserică a fost în Rai, când Dumnezeu era cu oamenii. O biserică în care Dumnezeu cu oamenii nu se afla într-o intimitate, ci într-un dialog și într-o legătură armonioasă. Cortul și templul sfânt sunt prefigurarea bisericii. Acolo Dumnezeu era prezent, nu înăuntru și în afară, în exterior. Dumnezeu se arată în norul care era deasupra cortului. Treptele ierarhiei harice. Cele trei trepte ale preoției sacramentale, adică ale ierarhiei harice, sunt arhiereu, preotul și diaconul. Preoția harică este acea alegerea lui Hristos sau oamenilor care doresc să fie continuatori între ei de slujiri. Cei ales sunt investiți prin hirotonie cu un har al slujirii preoțești în treptele slujirii harice. Preoția harică înseamnă un har personal pentru a realiza mijlocirea între popor și Dumnezeu. Orice slujitor haric este despărțit de Hristos în slujirea sa și Hristos este cel ce săvârșește tot prin aceasta. Acesta a fost episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Acum, până la sfârșitul anului, deci mai pe și ultimul episod care voi vorbi despre Sfintele Taine și eschatologia. Episoadele acestea pe care le-am lăsat la referitor la dogmatica ortodoxă au fost prezentate așa, într-un stil mai scolastic și vorbi foarte repede, pentru că este foarte multă informație referitor la dogmatica ortodoxă. Începând cu anul 2019, voi face videoclipuri mai scurte și voi aborda anumite teme specifice de teologie pastorală și chiar de istoria filozofiei și multe alte teme. Cred că voi începe cu anumite teme de elemente de teologie pastorală. Bun, vă mulțumesc pentru tot. Vă mulțumesc pentru faptul că am ajuns la 300 de abonați și vă doresc numai bine.
Thank you.
Thank you.